Cu bucurie anunțăm că astăzi misiunea Credo TV celebrează 10 ani de existență. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat și ne-a dat harul să ajungem să celebrăm un deceniu de slujire. Mulțumim Comitetului de Organizare al Convenției, care ne-a onorat și totodată ne-a încredințat responsabilitatea mediatizării acestui eveniment important din sânul diasporei române. Mulțumim de asemenea tuturor bisericilor, participanților la Convenție și echipei Credo TV din România și Statele Unite pentru sacrificiul și suportul acordat. Cu câțiva ani în urmă, această misiune exista doar ca un vis în inima fondatorilor ei. Compasiunea pentru cei nemântuiți i-a unit și i-a determinat la acțiune, iar pe data de 3 septembrie 2006, cu ajutorul lui Dumnezeu, visul a devenit o realitate. Mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți și vă reamintiți momentele emoționante ale lansării de pe platforma Convenției din Phoenix, Arizona. 4, cu toții, 3, 2, 1... Pe parcursul celor 10 ani, am trecut prin una din cele mai grele crize economice din istorie. Așadar, și pentru misiunea Credo, această perioadă a fost presărată cu suișuri și coborâșuri, cu momente în care credința și răbdarea ne-au fost testate la maxim. În ciuda tuturor obstacolelor, Dumnezeu ne-a ajutat să ieșim biruitori și mai mult decât atât, misiunea se dezvoltă dincolo de așteptările noastre. Încă din anul 2006, Credo TV a transmis atât pe teritoriul României, cât și în cea mai mare parte a Europei. Evangelizarea prin televiziune este foarte eficientă. Statisticile confirmă acest lucru și pentru poporul român, considerându-l ca unul dintre cei mai mari consumatori de televiziune din Europa. Canalul Credo este preluat și distribuit de aproximativ 219 rețele de cablu mici și mijlocii din România și de rețele majore ca Focus Sat, UPC și Telecom. Semnalul este transmis free-to-air și mii de antene individuale recepționează programele chiar și în cele mai izolate sate care realmente nu au altă oportunitate prin care să asculte Evanghelia. Parteneriatul cu Sky Angel din 2008 și mai târziu cu Global Connect a extins Credo TV în casele românilor din Statele Unite și Canada. Misiunea Credo privește spre viitor, spre tendințele și predilecțiile noii generații în materie de media și are o activitate intensă și constantă pe rețelele de socializare. Postăm zilnic mesaje pe Facebook, cum ar fi Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Canalul Credo pe YouTube a ajuns să aibă vizitatori de ordinul milioanelor. Platforma OnZones, care se află în plină expansiune, a preluat canalul și îl oferă la o audiență globală. În mod gratuit, canalul Credo este de asemenea disponibil pentru vizionare online pe credo.tv și mobil prin aplicația Credo TV pe iOS, Android și Windows. După 6 ani de la înființare, Credo a ajuns în topul primelor 30 de televiziuni cele mai vizionate din România și a fost inclus în pachetul MassCare. Producția proprie conține o varietate de emisiuni pentru toate vârstele. Acestea sunt produse în studiourile din Cluj, Napoca, Chicago, Oradea, Phoenix, Arizona și în curând și în Timișoara. Deoarece suntem împreună cu o parte din partenerii noștri, amintim în mod deosebit emisiunile săptămânale realizate cu bisericile partenere. Bineînțeles, Credo produce și emisiuni pentru copii, emisiuni cu impact social, de sănătate, familie, muzică și documentare. Lucrul în echipă nu este un principiu modern. Domnul Iisus a format o echipă care a dus vestea Evangheliei până la marginile pământului. De-a lungul anilor, misiunii Credo i s-au alăturat o serie de parteneri și colaboratori media. Cu ajutorul acestora, efortul de răspândire a Evangheliei se face mult mai eficient.
Credo TV a filmat și a transmis evenimente creștine din România, Europa, Statele Unite și Canada. Ca niciodată în istorie, românii de pretutindeni se întâlnesc în mod virtual în fața micilor ecrane. Evenimente care adună mii de participanți în sală, prin mediatizare online și prin televiziune, multiplicarea audienței este enormă. Din telefoanele primite la redacție, unii mărturisesc fără echivoc faptul că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos prin Credo TV. Pentru că familia este o instituție divină și este din ce în ce mai atacată în societatea contemporană, conferințele de familie sunt o prioritate în grila de programele televiziunii Credo. În cazul familiei Bodnariu, Credo TV s-a implicat cu toată dăruirea și energia pentru a apăra valorile comunității din care face parte. După cum bine știți, Credo a transmis o mare parte din protestele de pe toate meridianele pământului. Domnul Iisus a spus: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Orice mlădiță care este în mine este curățită ca să aducă și mai multă roadă. Există posibilitatea că nu toți au ajuns la capacitatea maximă de rodire. Aceștia pot să se alăture proiectului prin care misiunea Credo a fost solicitată să-și extindă capacitatea de producție și pentru cei peste 10 milioane de vorbitori de limba maghiară din Ungaria și România. Imaginați-vă ce mult am putea realiza împreună și în următorii 10 ani acest gen de colaborare să se extindă și în alte țări cum ar fi Bulgaria, fosta Iugoslavie, Grecia, Albania și Turcia. Televiziunea Credo transmite în toate aceste țări. Avem însă nevoie de fonduri pentru ca emisiunile să fie traduse în limbile acestor țări. Deciziile pe care le luăm astăzi arată credința vie din spatele lor și pot să aibă impact asupra destinației veșnice a multora. Salvarea de suflete este motivul pentru care Domnul Iisus a lăsat cerul, a venit pe pământ și a plătit prețul răscumpărării. Și tu poți participa la salvarea de suflete prin mass media. Decide azi să te implici și vei fi binecuvântat!